Pe data de 24 aprilie, în partea a doua a lucrărilor Congresului Federației Naționale Omenia, Casei de Ajutor Reciproc al Pensionarilor, președintele Platformei Europene Age a vizitat Casa de Ajutor Reciproc al Pensionarilor Omenia. Dumnealui a fost foarte încântat de cele văzute, în sensul că toate activitățile acestea de ajutorare a pensionarilor au fost văzute de dumnealui prin participarea la activitățile din cadrul carpului, respectiv la cizmărie, la curitorie, la frizerie, la cercul de mâini de mânat și celelalte activități la centru de zi, la cabinetele medicale. A fost foarte încântat și de faptul că aceste servicii sunt la un loc și pensionarii pot beneficia în aceea zi de mai multe servicii. În continuare, vă invităm să urmăriți impresiile dumnealui care au fost scrise în cartea de onoare. My dear Romanian friends, I was and I remain deeply impressed by wonderful work that you are performing in the favor of your older citizens. We are living in the period of time when old patterns are disappearing and when new solutions are to be found. In addition to that, we are living in the period of perpetuated crisis, and this makes our common work even more difficult. You have shown a lot of fantasy and dedication in searching for new roads. My congratulations.